Vă salut! Iată-ne la o verificare de cuib a cei doi puiuți care i-a fătat femeia asta închisă. După cum vedeți, s-a smuls femeia foarte, foarte bine. E acoperit. Gata, gata. Și veni la cuib. Gata, 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 gata. Mai greu pentru că e foarte adânc. Cuibul. Sunt hrăniți puișorii. La doi puișori vă dați seama că sunt ca lumea. Mă bucur mult că sunt ok. Gata, 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 gata. Gata. Gata! Na! Asta e al doilea puișor. Burtoși, ce să mai... Vede că are dacă doi. Și... Ia, du-te, du-te de aici. Da, cui foarte, foarte bine făcut și o mamă deosebită. La fel cum sunt... și celelalte două surori care, la care avem puișori. Aici încă o femeluță cu puișorii. Și aici încă o femeluță tot cu puișorii. Sunt șapte. Oho. Încă pot să cadă. De-aia m-am speriat un pic. Cam asta e. Cam astea spușorii. Așa. Deci avem un cuib. Două cuiburi. Trei cuiburi. Aici al patrulea cuib. Aici unde am învățat ei să stea. Ori al cincilea e pe acolo. Deci 1, 2, 3. 4 cuiburi am greșit și cu ăștia doi de uriași al cincelea și al șaselea cuib. 6 cuiburi momentan. 100% voi mai fi sigur de un cuib de fluture. Femela asta năzdrăvană, e femela aia scoasă de mine din mascul Oradea. Pe data de 28, aici avem un cuib foarte interesant, dar înainte de asta avem femeia de la Mihai Blaga, bătrânica mea, o femeie care în ianuarie face 2 ani, cu, pe data de 22 o aștept, cu masculul de la domnul Peri. Cu brunetul ăsta al meu. Mascul deosebit, foarte închis pe culoare, ușor, ușor se duce și spre 8 kg, îndesat, masiv. Și celelalte 3 cuiburi cu femele de uriaș de aici, din fătătoare, tot cu el. Doamne ajută să fete cu bine și celelalte și am mai montat astăzi cea de-a patra femelă, suror cu cele 3. Cea de aici, cam grasă, zic eu, femela, poate de-aia nu prinde. Am montat-o cu asta de februarie, tot de la domnul Peri. Așa, și am mai făcut o montă. A, femela Hicolalb, la fel, nici ea nu a prins și a trebuit să o montez. Am încercat la un mascul fluture, nu a stat și am băgat-o la campionul meu, CB. Cu el am deja 2 cuiburi. Cei de acolo sunt puii lui.
Cam asta e momentul de față. La pestiți un pic mai greuț, dar o să vină. O să vină și cuibul. Vă salut!